Bună ziua și bine v-am regăsit, columbofile adevărați. Ne aflăm chiar la un columbofil adevărat. Nenea Târnăveanu Ioan. Te salut, Nenea Târnăveanu. Săracul, l-am văzut acum pe stradă și l-am luat cu mașina. Câți ani aveți dumneavoastră? 84. 84 de ani. Și aici le dai de mâncare la porumbei, așa? Da. Ce le dai? Uite-te, mestecături. Porumb. Flore și grâu. Hai să vedem un pic. Săracu, Nea Târnăveanu. Hai să vedem cam câți porumbei ai, Nea Târnăveanu. Aici? Da. O, 14. Vreo 14 porumbei numai mai. Dar ai avut mulți porumbei la viața dumitale. Câți ai avut în cușca asta? 60. 60. Și dumneata erai specialist în duplu moțat. Da. Da, să vedem cum le dai de mâncare. Da. Să vedem, să vadă și oamenii. Deci mai doi duplu moțat. Văd poște albe. Ai ceva tecla. Poștele albe sunt foarte frumoase. Dar spui că ți-au mai murit duplu moțat? Ți-au murit? Da, galbeni au murit. Nu. Deci galbeni au murit. Nea Târnăveanu, așa acum cum poți știu că ești obosit și așa, despre viața așa dumitale, cum a fost porumbăria? Grea viața, mă. Grea, așa? Și uite, îți iubești, vreau să vă spun, dragi columbofili, că o să ții porumbei până mori, așa? Cât treci? Ăștia te... A fost internată spital 9 zile și-o vii zile de astea. Și le-o dat de mâncare la porumbei, da. Ce sunt pentru dumneata porumbei, așa? Ce sunt pentru dumneata? Pasiune mare. Pasiune mare. De la ce vârstă ții dumneata porumbei? Eu? Da. De la 4 ani. De la 4 ani. De 80 de ani. De 80. O să intre așa un pic dacă vrei să te văd în cote. De câte ori pe zi le dai de mâncare la porumbei? Eu și odată. Și odată, da. Ai ce să le dai? De unde ai? De prin piață iei mâncare. Da, nu le aduci acasă. Se le aduci acasă, da. Da. Înainte aveai 60 și cum s-a murit soția, nepotul. De atunci n-am mai fost nicăieri. Mergeai la expoziții? Da. Mergeai așa? De 9 ani ești vădu. De 9 ani ești vădu. Vreau să vă spun, pot să intru. Vreau să vă spun, vreau să vă spun, dragi columbofili, că primul meu porumbel de ornament dumneata mi-ai dat, pentru că soția dumitale, doamna Târnăveanu, era centralistă la Breaza și îl cunoșteam. Și primul porumbel de ornament l-am avut la vârsta de 6 ani. Bine, am avut de prima dată niște călțați, dar pe urmă așa de ornament, 6 ani, un gălățean alb. Că ai avut și gălățean dumneata. Vai ce se dădea peste cap. Și pe urmă ne-am mutat în reghe prin 92 și mi-ai dat. Știu că odată mi-ai dat vreo 20 de duplu moțat. Oricine a venit la dumneata a fost bine venit. Da. Și le-ai dat porumbei, le-ai... Da, am vorbit o mine. Da. Da. Am vrut, dacă tot l-am văzut pe stradă, zic, hai să vin la Nea Târnăveanu, Nea Ion, săracu. Deci de mâncare auzi. Ceva tratamentele faci dumneata vreodată? E bun, te câte o injecție și le pui albastru de metilenă în apă. Deci albastru de metilenă în apă, atât. Și vaccinul are de paramisovrit. Dar ea ce simptome au avut de ți-omuri porumbei aia doi? Ce simptome au avut de ți-omuri porumbei aia doi? Nu am văzut pe ei nimic, numai i-am găsit. I-ai găsit mors, da. Ai și ăștia frumos și tecla ce am și eu. De unde ai? De la Portic Zoli? Da. Și duplă văd că ai aici. Da, două duple mai ai, da?
Aici, acum 20 de ani, fai câte duple aveai și... Avem destul. Da. Foarte mult. Da, Nea Târnăveanu. Auzi, că nu vreau să te rețin mult. Deci, ții de 80 de ani porumbei. Da. Cam de cât timp nu le mai dai drumul la porumbei afară, că le dădeai? Nu umblat pe afară, că la romanție este un braț de acolo, plândește uliu. Plândește uliu, așa? Ăla zice care mai frumos, că-ți graș. Da, da, da. Și nu mai am cum să umblu după porumbei. Da. Că complete. Deci tratamente zici că nu prea le faci. Nu. Da. Ce rămâne, rămâne. Deci că stai de la Dumnezeu să rămâie. Da, 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 da. Auzi, ce le spune dumneata la copiii tineri să se apuce de această frumoasă pasiune? Să apucă, da, să o lăsăm. Da, de ce crezi dumneata? De ce? Ce să spun? Tineretul numai ăștia mai bătrâni. Când erai dumneata, era și asociație în Reghin? Da. Erați mulți, așa? Da. Ai apucat perioada când vă dădea mâncare, așa? Da. Și era bine, da. Cu reducere. Cu reducere. Erau timpuri bune, așa? Da. Față-l bea săracul, nu mai aude. Deci... Și-i bolnav. Deci este și... Așa, de ce crezi dumneata că crescătorii de porumbei ornament sunt pe cale, așa, între ghimlale, de dispariție? Numai de voiajori suntem. De ce crezi dumneata? Păi ce să cred? Ăștia le place voiajorii. Da, da. Da. Ce să fac? Asta e. Da. Bine, Nea Târnăveanu. Îți mulțumesc de vizită. Și eu îți mulțumesc și să dea Dumnezeu să ne mai vedem și să-ți dea Dumnezeu sănătate. Iar dumneavoastră, columbofili adevărați, vedeți că am venit la un columbofil adevărat. Și vreau să vă aduc în fața dumneavoastră pe oameni cu adevărat pentru care ei, pentru dânsi și dumneata, cum să spun, n-ai făcut o afacere din porumbei. I-ai ținut din pasiune. Da. Știu că i-ai ținut. Da, da. E multe ori ne dădeai porumbei și ne așteptai și de bani și de celelalte sau uneori nici nu-ți mai dădeam. Și vedeți, asta e columbofilia adevărată. Da. Și ar fi bine să fie ce-o mai fost, dar nu știu. Nu știu cum a fost. Nu știu, așa? Uite, am bicicletă, nu mai mă urc pe ea. Da, și nu mai poți să mergi. E frică. Da. Amintesc. Bine, bine, Nea Târnăveanu. Într-o, așa, în două cuvinte, cum ai descrie dumneata pasiunea asta? Frumusețe, cum ai deschide? Cum ai descrie? Frumusețe, pasiune... Prietenie multă. Prietenia florerară, da. Dintre ce prieteni, și cu asta și termin, ce prieteni columbofili mai ai acum? Apoi, mai cu domnul Rânciog. Rânciog. Merdaru. Merdaru, da. Romanții. Da, ești vecin. Dejo. Dejo. Da. Da, când mai... Tătea zonătorile. Da, da, când mai mergi, da. I-ai fost luat interviu și luat. Da, 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 da. Am văzut. Da. No, bine, Nea Târnăveanu. Îți doresc sănătate și poate mai avem ocazia să ne mai vedem. Să dea Dumnezeu. Bine, vă salut. Iar dumneavoastră, columbofili adevărați, țineți aproape de acest canal. Vă salut cu stimă și respect.